Miercuri la prânz, liderul seriei a treia din Liga a treia CNE, Dinicu Golescu, a susținut un nou joc de verificare în compania formației de Liga a patra CS Mioveni 2. Partida a avut loc tot la Valea Iașului, pe unul dintre terenurile de joc cu gazon natural, de la baza sportivă Sporting Pitești, acolo unde sâmbăta trecută CNE Dinicu Golescu a pierdut 1-3 în fața echipei FCM Alexandria. De această dată, echipa pregătită de Ovidiu Tică s-a impus cu scorul de 2-1, golurile mușcelenilor fiind marcate de Georgian Jenaru și Ion Ionuț. Pentru echipa din Câmpul Lung este al doilea succes după cel reușit în urmă cu o săptămână, 1-0 în fața grupării de ligă secundă CS Mioveni, ajungând astfel la un bilanț de 2 victorii și 4 înfrângeri. Joi dimineață, mușcelenii vor efectua vizita medicală la o clinică de specialitate din Câmpul Lung, după care vor efectua un nou antrenament la stadionul municipal. Sâmbătă, CNE Dinicu Golescu va mai susține un joc amical, tot în deplasare, de această dată la Aninoasa, acolo unde va întâlni colega de serie din județul Dâmbovița. FC Aninoasa s-a impus în jocul amical disputat marți, 1-0, în fața echipei Flacăra Moreni, chiar pe terenul acesteia din urmă.